Luați loc, Ana Nicolaevna. V-am invitat ca să discutăm unele chestii, cum să zic eu așa, un pic mai delicate. Mai bine zis, despre relațiile dumneavoastră cu elevii. Mi-au parvenit mai multe plângeri, Ana Nicolaevna. Alexandreevna, eu vă rog să mă înțelegeți corect. Ei nu mai sunt copii. Sunt niște organisme epuizate, incapabile să absoarbă cunoștințe noi. Nimic nu-i mai interesează în afară de telefoane și internet. Școala moare, Alice Andreevna. Noi eram altfel. Ei, și timpurile erau altele și... Ana Nicolaevna, timpurile întotdeauna sunt aceleași. Dacă nu puteți găsi limbă comună cu elevii, da, așa și spuneți. Dar să vorbiți de rău școala, scuzați, nu este corect. Eu vorbesc de rău școala? Știu ce o să-mi spuneți. Că ați dedicat școlii 40 de ani din viață, că aici a predat mama dumneavoastră timp de 50 de ani. Că și pe mine m-ați crescut și m-ați educat între pereții acestei școli. Probabil că m-ați crescut pe capul dumneavoastră. Și că dețin acum postul ăsta, trebuie să vă fiu doar dumneavoastră recunoscătoare. Așa este, Ana Nicolaevna. Am primit ordin de la minister. Sunteți pensionar. În sistemul educațional există anumite standarde și reguli, nu? Ce să-i facem? Vremuri noi, reguli noi. Iar regulile, Ana Nicolaevna, trebuie respectate de toți. Iată, poftim. Pe timpuri, directorii de școală reușeau să predea și unele obiecte, dar acum... Calculatorul a devenit cartea mea de căpătâi, nu manualele de istorie. Și pe lângă asta mai am și alte probleme. Iată, două clase fug de la lecții, rapoarte, reparații. La ce bună această discuție? Alexandreevna, eu foarte bine înțeleg că dumneavoastră trebuie să respectați anumite regulamente în loc să dați lecții de viață copiilor. Ana Nicolaevna, eu nu mai sunt eleva dumneavoastră. Eu sunt directoarea acestei școli. Dumneavoastră singură ne-ați dat lecții de educație. Uneori, chiar și prin metode dure. Mai bine v-ați ocupat de educația fiicei dumneavoastră. Unde e acum? În America, în Germania, Ana Nicolaevna, toată școala vorbește despre asta. Reiese că, până la urmă, din mine n-a ieșit o învățătoare bună. Și nici o mamă bună. Ana Nicolaevna, nu asta am avut în vedere. Ana Nicolaevna! Ana Nicolaevna! Astăzi îți face lecția sala polivalentă în cabinetul unei sări început reparație! Ana Nicolaevna! Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
dată. A grăbit câte era întregi țări. Și din nou, e vina generației dumneavoastră. Probabil că te informezi doar din prostiile de pe internet. Da, să știți că internetul e mult mai avansat decât manualele dumneavoastră. Da! Și cine ți-a spus? Articolele de pe internet răspiu mai mult oamenii incompetenți, culți. Iar unii fac intenționat ca să vă ducă în eroare. Apropo, toate revoluțiile din istorie au fost conduse de tineri analfabeți. Da! Să se mai ușor, te păcăriți! Și Revoluția franceză, de la sfârșitul secolului XVIII și cea din 1917... Exara Nicolaevna! Acum o să începeți să spuneți că toți sigur rusii rău! Că blablabla! Grebenikova! Da, 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 da
mondial a început în 41. În 1941. În 1939, în 41 Hitler a atacat Uniunea Sovietică. Da? Dar în 39? Mă, da! Acum fără de gând de cont! Lovski,
dar ce mi-o pasă? E problema ta! Nu mai era vorba că te rog tu! Dar că aș fui asta! Fraier! Eu, fraier! Ascultă la mine, puși la mamă! Vă spun eu așa facem! Gata! Băi, ia hângi! Nu mă nervați tu pe mine! Cine ești tu ca să mi-ai venit la porci? Băi, la cât rafșa că-și vezi, mai bine chestura! Bă, porci de nărăcit! Dar bă, dorici în picioare, îți fie și pe neamul tău! N-auzi, băi, ce gozule! Bă, nu-ți-i curajul! Bă, te mânti de zile! Te v-am vrea de zile, ai tu-ți câta, băi! Zdriați! Bolanjile! Te nimicesc! Te nimicesc! E telefonul! Și e telefonul! Telefonul, da? Ce faci? Ce stai, prilofa? Unde vine locul? La tabla a spus! Ce-ți permiți? Crede-ți o jucărie la școală și crezi că poți să-ți faci de cap? Școala boasă! Și istoria boasă! Îmi stau într-un loc! De ce era cu prostia asta și mâine te prezint cu tata la director? Nu are tata, a fost o mârnă, o regoare de cor! Hai să terminăm. L-au omorât pe tata. N-au să te omoare și pe tine. N-au să nu omoare, ești pe pace. Ia-te-mi pui ușa!
asta. Aș fi adus de mult un pistol. Acum, acum ai timp destul. Pentru ce nu pot. Trebuie să înțelegeți un lucru. Foarte simplu. Sunteți cu toții. Niște mici ignoranți. În cult, care nu vor să devină oameni. Iar sarcina mea, ca pedagog, e să vă dau cunoștință, să vă îndrept pe care cea dreaptă, să nu mă fie rușine de voi și de țara voastră! Dar ce vă interesează pe voi, în afară de site-uri erotice, iPhone-uri și boar pe noi? Nimic. Visul vostru e cum să faceți cât mai mulți bani în viitor, sunteți ignoranți, ambițioși! Să știți că astăzi v-am pierd nemaipomenit. Încerc să vă bag în cap un lucru foarte simplu. Trebuie să înțelegeți că în lume nu există nimic mai important decât relațiile dintre oameni. Din păcate, nu putem să nu fim de acord cu dumneavoastră. Bine. Șoroschi, răspund la întrebarea ta. Conform instrucției, l-am depozitat pe elev de armă de foc. Datorită lui Cusco, avem acum un excelent compromat. Pe tine! Cusco! Dă-mi telefonul. Cusco! Telefonul! Tot ce e mai drag.
Să ai în vedere pe viitor. Barjava, ia coșul de culoare și trece toată aparatura electronică. Fără mișcări bruște! Sigur că nu o să poți explica nici aproximativ
și văd în linii generale ce înseamnă neofascismul! În schimb, fiica dumneavoastră înțelege foarte bine! Acum înțelegi! Tatăl meu a fost grav rănit. Bunelul meu a murit pe front, apărând țara. Tatăl meu fiind invalid de război niciodată. Nu s-a prins împotriva sorții. Dar voi... Voi! 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 Nimeni nu mișcă! Și unul suntem de nou! Gora! Ei? Ce zici, teroriste ghilionistă? Gata! Jocul s-a terminat! Coboară cu picioarele pe pământ și ascultă-mă pe mine! Acum o să ieșiți un tău de rahat și să ne pui la toți nota 10. Să ne sfârșim pe anul întreg. Apoi repede să-l șterzi aici. Prăștindu-ți papucii pe jos și să nu te mai întâlnesc niciodată în viață. Clar! Cea mai mare plăcere să-ți pun nota 10, ce m-a copt. Doar atunci când ai să o meriți, că de altfel și celorlalți. Când v-ați încredat să înțeles nimic, aveți creieri de găină? Te găuresc imediat și se întotdeauna ceea ce-i mormânt! Ciuma! Ciuma și Nora! Ciuma, ciuma e tins! Deschide ușa cu cheia și șterge de aici! Cheia de mormânt! N-am să te pun nota 10. Dacă vrei să ieși, ieși! Cheia! Te joci cu mine, da? Acum o să-ți gândesc ce... Șteaza imediat! Gora a spus! Cine vrea să ia apărarea? A? Tu? Tu? Sau poate cineva de aici? Nimeni? Atunci țineți-vă gura până când nu terminăm această discuție aristocratică. Număr tot la 3. Dacă nu-mi dai cheia, trag în picior și să devii pe loc pensionar eroină. Repet încă o dată, cheia în studio! 1, 2... Scuți și eu, și cu tine! Ai nebunit! Ai de-am pistolul, băgai de schimbă! Îți închezi gura! Pe toți! E tu! Lasă-mă! Cuciucă! Tu nu compuzi nimic? Doar ce până noi sunt de grade, ia chiar, să te rămâne mai toată această bufonadă! Se vede că nu te sătură de somn, mai urez gura! Atenție la mine! Nu mai cumva vreo erupție hormonală? Foarte bine! Acum o să spun și eu. În fiecare zi, mă aflu în clasa asta între debil și durități, între huligani și imbecii. Iar fetele? Ele au plăcere să închidă prostiile lor. Sunt nevoită să ascult zilnic prostologiile ieftine ale acestor cocomani. În loc să continui să învăț, în loc să fac ceea, deci depinde soarta mea în viitor. Mama mea lucrează în 3 locuri ca eu să capăt cunoștințe. Iar voi! Voi mă lipsiți de timpul pe care Ana Nicolaevna ar putea să mi-l ofere mie! Mie și celor care merită asta! Oare nu înțelegeți că voi furați ore și ore din viața Anei Nicolaevna? Că încearcă să vă bage în capetele voastre de bine măcar ceva! Sunteți niște durități. Și veți fi niște durități. Acum eu o să-mi impun să dați dovadă de respect. Aveți 10 minute să vă pregătiți. Tu ce vrei, ești paranoică? Suferi de grandomanie? Eu! Ura! 10 minute am spus!
Alo? Poliția? Mă numesc Alisa Andreevna. Sunt directoarea școlii numărul 7. La noi în școală a pătruns un terorist. Acum 2 ore. Ce s-a întâmplat? După prima oră de clasă, sala polivalentă a rămas încuiată pe dinăuntru. Nu, nimeni nu a intrat și nu a ieșit. În clasă sunt 15 elevi din clasa 12 și profesoara de istorie, Ana Nicolaevna. Nu, n-au înaintat niciun fel de cerințe. Vă rog să nu strigați, e o situație ieșită din comun. Vă rog să mă credeți, noi facem tot ce ne stă în putere. Bine, mulțumesc. Mulțumesc, vă așteptăm. S-a dus dracului reputația școlii. L-ați agitat în fața noastră. Nicel,
A devenit cineva mai deștept? A câștigat cineva ceva util pentru viață? Un om normal ca mine trăiește, face bani și poate primi orice, case, vile, mașini, putere! Iar dumneavoastră? O, dumneavoastră, nu te scrie cu plakatul, cu deșeul, deșeul istorice! Bă, nu am dat de chiar în toată lumea! Într-adevăr, să te vină o dată, mi se l-am promenit eu foarte important! Bă, a spus! Cheia! Ciuma, ai terminat ce era în tine! E chiar sigur, cu forță! Vă rog cu vinișor. Dați-mi cheia de la ușă. Cheia, am spus! Ce faci cu ăla? Care este stan să lumești o lume? Nu pot să cred! Nu pot să cred că m-am îndrăgostit de așa o canarie! Și tot ce-ai spus până acum este adevărat! Că în viață cel mai important sunt banii, călătoriile, puterea și restul sunt deșeu! Chiar și eu, Coala! Chiar și eu sunt un deșeu! Nu pot să cred! Ai călcat o pășare, dragostea noastră! Limitirule! Nemernicule! Nu cred la tot ce-am spus! Am mințit ca să ne elibereze! Tu mă cunoști! Nu te iubesc! Tu nu știi ce înseamnă să iubești! Tu nu știi! Însă tine îngrozitor! Să nu știi ce e dragostea! Uitați-vă la voi! De cine v-ați transformat? Sunteți niște... Nu mai am ce să zic! Thank you.
La lecția de română. Ne credințam orice prostie. Am mai Giulia. Tot împreună. Nu-i nici clipele frumoase, când propa ne dădea lucrare. Iar tu stăteai din minte șase. Iar eu cu cartea pe picioare. Noi ne spuneam orice problemă. Așteptam pauza mare să împărțim aceeași temă sau poate să rugem care. Sunt amintiri ce n-o să moară, că dacă anii o să treacă. Mi-e dor de noi de odinioară, mi-e dor de noi, colegi de bancă. Alo? Alo? Vorbește Comunilul Radușev. Eliberați imediat ostaticii. Gândiți-vă, ei sunt copii. Deocamdată nu e posibil. De ce? Suntem puțin ocupați. Avem negocieri. Aș putea să știu care sunt cerințele. Promit să ne respectăm imediat după ce eliberați ostaticii. Ne vom gândi. Mulțumesc, Orlov. Așa, continuăm. Razdorova. Deci, la sfârșitul secolului 20 s-a început revizuirea valorilor culturale, însă țara noastră nu a fost printre primele care au început aceste procese. Cu toate că țara noastră era mare și puternică, așa ar trebui să fie și în domeniul culturii, nu am nevoie să
mă prezentez. Tu ești așa foarte bine. Nu vreau și dumneavoastră n-o să mă impuneți. Artyom, ce faci? Te rog, răspunde, ca să te rog, dar nu mai ține bolul, nu răspunde. Stai, Nicolae, am nevoie de un medic, de un consultant. Un medic? Corea, un psihiatru. Mare canarie, mă, ești tu. Păi, treaba tu ai nevoie de un psihiatru! Tu ai nevoie! Nu vezi, că abia se ține! Chiar vrei ca ea să moară? Da, vreau! Eu vreau ca să piară! Această bolnavă mi-am dat! Dar de pistolul în mână l-ai impus pe mine! Cetățean liber! Dintre două ore să ascult! Ai vrea nevoastră prostești! Jaba, exagerezi! Jaba, dragă să te ia! Că spune întrebare să plec cărmei! Stai jos și lor! Chiar dacă îți prețuiește persoana asta, nu înseamnă că îi dorești moartea. Te rugăm, dă-ți seama ce faci, Artyom. Vrei să mă omori? Mă mărând cum? De tot ce gândiți voi? Eu am principiile mele, prin deosebire de voi. Dacă vrea să trăiască, va să deschidă ușa. Eu nu oblig la nimic, are de ales. Eu nu permit să fiu impus cu forța, pentru că eu am principii. Păi este clar! Nu-i principii, fără principii. Lași! Fără coloană vertebrală. Ați făcut pe voi, când ați crezut că ea va putea să tragă. Ea nu va putea face nimic. Așa oricum că ea niciodată nu va face nimic. O să bată gura degeaba. Chipurile din față! Ei, Anna Nicolaevna, te deschizi ușa în țara mea la orizontul. Artyom. Tu ești un băiat bun. Ai făcut o mare greșeală. În lumea noastră poți să disprețuiești un om ca să pari mai superior decât el. Dar nu poți disprețui societatea. Pe când tu, acum, colegilor tăi cu care ai învățat 12 ani, i-ai spus că îi disprețuiești. Nu, asta nu se iartă. Asta e trufirea, asta e mândrie de sine. Da, sunt de partea ei. Cine mai e de partea ei? Eu. Și eu. Eu. Și eu. Eu. Și eu. Și eu. Și eu. Și eu. Eu. Și eu. Și eu. Și eu sunt de partea profi. Da.
Ana Nicolae! Ana Nicolae! Ia mai salvarea! Deci,
Spuneți că a fost o obișnuită lecție de istorie. Nu chiar obișnuită, dar... Obișnuită! Păi, dacă spuneți că pistolul n-a fost, înseamnă că n-a fost. Asta e. Eu aș vrea să-l explic. În privința pistolului. Care pistol? Adică? N-a fost niciun pistol. A fost o lecție obișnuită de istorie. Gata! Sunteți liberi! Sunteți liberi! Liberi, am spus! Băieți, ajutați-mă! Sus, sus, liberi! Adevărat. Bineînțeles, dacă se consideră a fi un lider. El trebuie să gândească pentru toți și la fiecare în parte. El este responsabil de societate și în fața societății. În caz contrar, societatea îl va elimina. Ana Nicolaevna a încercat să vă învețe astăzi acest mare adevăr. Pentru că ea e responsabilă de fiecare din noi. Tu m-ai înțeles? Da. Atunci, haide. Spre noi orizonturi, cum spunea Ana Nicolaevna. Alexandreevna, nu vă faceți griji. Alarma s-a dovedit a fi falsă. Dar va trebui să semnați niște hârtii. Da, da, voi semna, dar... Stați un pic. Cum adică a fost falsă? A fost una adevărată? Nu. A fost... O obișnuită lecție de istorie. Scăpăm copiii de sub control. Trebuie să luptăm pentru ei. Desigur că trebuie. Pentru asta și luptă Ana Nicolaevna toți acești ani. Ceea ce-i privește pe ăștia dintre a 12. Nu vă faceți griji. Tot va fi bine cu ei. Alexandreevna, sunteți un om bun. Vă mulțumesc. O lecție obișnuită de istorie.
mari spectatori. De fapt, poliția a venit după principalul vinovat, el aici. Domnul Andrei Sochir, care a pus la platoare, în Ionica, cu primul veteranul al liceului Spiru Caier. Bravo, copii! Ați dat o adevărată lecție de istorie. Vă mulțumim! Vă mulțumim pentru această lecție. Noi am învățat-o și vă potrivim copiii de elevii cu exemplu. Vă mulțumim! Mulțumim! Inclusiv și profesorii de istorie. Așa. Domnul director, Victor Andros, pentru susținere morală, tot felul de susținere. Mulțumesc părinților care au fost înțelegători atunci când veneau mai târziu, de fără tehnici, dar vă mulțumesc că ați crescut asemenea copii frumoși și talentați. Mulțumesc că... Dar unde e? Camarazi, nu văd camarazi, domnule. Da. Vreau să mulțumesc brigăzii de intervenție specială Fugger, care... care au acceptat să joace în spectacolul nostru, în calitate de actor deja. Și care ca fulgero au venit la invitația noastră. Mulțumesc domnului Ion Bucriș, comandantul Brigăzii Fulger. Da. Mulțumesc lui Ion Mihalache, care dacă vă amintiți, acum 5 ani a jucat în spectacol, când era elev la Spiru Haret, a jucat în spectacolul Văzătorul nu fiu un mel. Deci au trecut 5 ani, atenție, și în ultimul... Era pe ultima sută de metri când l-am întâlnit și i-am propus acest rol. Actorul a revenit în scenă. Da. Așa că mulțumim foarte mult. Da. Mai avem în sală câțiva haretiști. Maxim Ulinici, la sunet. Care a fost haretiști, Maximul Ninci la sunet. Felix Podborski, Lumin. Cristian Sochir, ca coloana sonoră. Fost haretist și el. Băiatul ăsta... Băiatul ăsta poate tot. El e și pici, actor, și pictor, și arhitect, și sculptor, tot. Deci el, autorul afișului. Da. Acum, sunteți mulți. Am mult timp ca să vă felicit pe fiecare în parte, așa că asta o lăsăm pentru mai târziu. Da. Și da, corect, că mai avem și mâine, mai jucăm și mâine acest spectacol.
Așa că cine dorește mai bine și mai bine, vă așteptăm cu o mare plăcere. Vă mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim publicului foarte mult pentru receptivitate! Unor care au fost prea receptive, am auzit eu acolo. Vă dorim o seară frumoasă și cine mai dorește, vine și mâine sau vine cu alți prieteni, cu alții așa mai departe. Da, să faceți un mic publicitate. Da, și așteptăm opiniile, părerile dumneavoastră pe toate, nu știu, rețele de socializare, Facebook, TikTok, hip-hop, cine și așa mai. Mulțumim! Maxim, foc!